Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod de pe SnowRunner. De data aceasta suntem cu Florin, nu mai suntem singurei. Salutare Florin! Salutare! Și după cum v-am promis pe ultimele episoade, băieți, astăzi o să ne ocupăm de cele două misiuni cu lemne, cu medium log, este vorba de Water log și de a Bigger Boat, Transamir de la contracte. Mergem pe quarry, băieți, așadar trebuie să intrăm pe quarry, primul lucru. Am făcut aici garajul în episoadele precedente, cine le-a văzut cu siguranță știe. Suntem tot cu acest azov cu care am transportat și ultima dată medium loguri, pentru că nu prea am camion de medium loguri eu. Adică o mai fi, dar camioane care am mai jucat pe hărțile precedente și v-am zis că pe Taymyr nu vreau să le joc, respectivele camioane, vreau să mă ocup de această nouă flotă, să zic așa. Florin este cu acel Caterpillar galben, băieți, un camion foarte bun din punctul meu de vedere pe aceste hărți de Taymyr. Problema e că nu pot să pui remorcă, dar eu dacă o să duc două transporturi, numai bine la el încape unul singur, deci nu e mare problemă. Să ies de aici. Foarte mare. O să ies de aici să fac puțin un traseu ca să știu drumul așa în principiu, dar nu vreau să mă mai prostesc eu așa și să pierd timp dacă am greșit cumva un drum, deci ce în mână e minciună, cum s-ar zice. O să mergem direct la log station, băieți. Hai să-i dăm drumul la treabă. N-am condus niciodată, l-am zis că o să le iau și eu odată. Bă, dar ce fumăraie scoate ăsta, mergi că s-a stricat. Vezi și tu fumul? Da. Mamă, dar parcă nu scotea fumul ăsta așa. Oprea, unde te duci? Ce scoate fumăraia asta așa? O să pornesc pe alea. O să pornesc și eu alea, că nu degeaba am dat bani pe ele. Deci este criminal Caterpillar ăsta. De ce? Ia niște curbe. Da, mi se pare că e tot cu viraj din ala ciudat, nu? Da. Și nu stă așa, nu m-am obișnuit cu el prea. Da, e nevoie de timp, e ca Bantarcticul ăla. Da. Poate și ăla o fi bun în legea lui, dar nu pentru mine. Ai mai jucat cu el? Ai făcut misiuni cu ăla? Bantarcticul? Nu. N-ai făcut nicio misiune? Nici o misiune. Mă, zai, nu mai îmi lăsa stâlpi pe stradă. Ce stâlpi? Stâlpi ăștia de lumină. Deci am o boală cu asta de nu iau tot stâlpi. Da, că dacă nu ești obișnuit... brusc, da. Da. Dacă nu ești obișnuit cu el... Când prinde viteză și iei curbă, atunci se vei distrați. Câte trepte are? 5? 5. Și are diff non-stop? Are. All-wheel drive non-stop? Nu? Nu. Le activezi? Aha. Deci eu nu înțeleg la zovul ăsta, de ce merge atât de încet și are 5 trepte. E incredibil pentru mine. Și merge mega încet. Încă un stâlp lăsat. Păi, cum? Pe gheață nu poți să-i pui lanțuri, nu? Nu. De aici e panoramă rău pe gheață. Uite cum au pus ăștia cioatele astea de la copaci ca să nu poți să tai drumul, gen, să trebuiască să vii după stâlp. Da. Ce scârbe. Ce zice, bă, nu trișa, nu fă așa, ia du-te tu și mergi pe drum cum trebuie. Florin încă n-a văzut episoadele anterioare, băieți, am filmat deja în avans în care am reparat garajul, am reparat drumul aici. Am făcut cu geologică research-ul ăla, adică mai sunt episoade care o să apară înaintea acestuia. Am zis să facem, să filmăm și drumul ăsta de la garaj până aici, pentru că nu l-am mai făcut, pentru că altfel ne-am fi văzut noi direct acolo de unde încărcam medium loguri. Oricum nu o să filmez absolut tot, băieți, pentru că are și un episod mult prea mare. O să mai am părți în care o să pun pe speed probabil, oricum o să fie un episod de vreo 30-35 minute din punctul meu de vedere. Dar vreau să le terminăm aceste două misiuni cu lemne pentru că sunt la fel, practic, transportăm tot mediumuri. Dacă transportăm long logs, atunci aș fi făcut două episoade separate. Bă, da, dacă nu am luat de-a damage, jumătate din suspensie s-a dus aici la valea asta. Peste ce am dat? Eu m-am oprit într-o cioată. Într-o cioată? Da, într-un ciot de la și am rămas agățat în el. A, mi s-a întâmplat și mie, era să rămân cu vibratorul ăla seismic, știi? Mamă, și n-am văzut. Mare noroc că am avut cam ieșit, sincer. Deci acum mă chinui să ies din ăla. Cât e asta de hardughiei, prost făcut grămadă. Hai să ne oprim aici, băieți, că oricum Florin vă că a rămas acolo la colț. Noi o să ne întoarcem pe aici și îl așteptăm puțin pe Florin până o să ajungă. Și cred că ia și curba strâns, n-ai să vezi. Problema o să fie, băieți, la această coborâre. Știți voi că noi am mai coborât aici. Noi am mai coborât aici, dar trebuie să vedem acum cum o să coborâm în așa fel încât să nu avem probleme foarte, foarte mari. Cam ăsta ar fi traseul cel mai bun pe care l-am face. Dacă o să... ține drumul tot înainte, da. Ții drumul și ajungi direct aici. Eu o să întorc până ajungi tu. Ai mă, ardughie, băi, hai-ți dau diff. Ai descoperit un nou trailer. Da, n-am mai fost pe aici până acum de asta. Oricum remorca asta aici rămâne, îți dai seama. Deci ce luăm, udăm planks-uri. Au câte udăm planks-uri sunt aici, mamă. Casa lui ăsta. Urcă. Deci urcă încet, urcă de urcat, trage, dar urcă încet. Da, și eu mor uneori, că parcă uneori poate să meargă mai mult decât duce el în momentul respectiv. La taiga aia cum schimbă, Doamne, uite și la ăsta-i da a doua când el nu poate să meargă cu a doua. De ce nu merge cu a întâia în forjat decât să-i dea a doua și să moară motorul? Da, nu comentăm. Doar sunt șoferi în viață care... Du-te pe drumul ăsta, la dreapta. Eu oricum o să merg mai încet, că dacă am două. Deja dau a 5-a la 50. Dai 5-a la 50? Da, mi-a zis că nu dai din 10 în 10. Da, ar fi o chestie. Mergem așa, băieți, înainte. De la 50 încolo ce dracu faci cu el? Mergem mai încet, mă, băieți, că oricum o să ne ajungă Florin, cu siguranță, că noi transportăm două remorci. O să-i dau așa pe un low high ca să știu că îmi ridic aici, că e de dealul ăsta destul de mare. În normal ar trebui să aibă azovul ăsta probleme la dealul ăsta, dar... nu se știe niciodată. Exact. Mă rog, nu e mâl sau ceva. Are multe axe. Păcat că nu poți să descoperi suspensia aia aici, pe Taymyr o descoperi tocmai pe Amur. În rest, camionul chiar e bun, n-am ce să zic. 350 de litri rezervor. Yes. Și nu consumă, cine știe. Da, doar la deal, aici mi-a mâncat aproape 20. Dar în rest consumă bine, da. Să avem grijă, băieți, cu remorca asta, că e o remorcă foarte pretențioasă. Ia că se duce. Se duce singură. Ia să vedem, se răstoarnă? Vrea să se răstoarne? Nu, n-are treabă, ok. Ai ajuns la dealul ăla? Acum încep să lupt. Eu acum ajung la stradă. Stânga. A, tu aici te-ai blocat, în astea unde spuneam eu că i-au pus intenționat. Am zis că are roțile mari și trece. Da. Treci pe deasupra. Pe burtă a rămas. Și a trebuit să dai cu spatele, nu? A trebuit să mă unciuiesc ca lumea, că nu mai ieșea. Când așa aleg eu câteodată, câte o chestie de asta, ca să mă mănânce pe mine cârșia, să nu mă duc liniștit. Băieți, după ce o să ajungem în Cori, o să pun toată partea aia pe speed, pentru că o să trebuiască să trecem și pe la Peco să ne alimentăm. Și după o să fac eu planul înainte să vă arăt pe unde mergem și după o să revenim direct de acolo de unde încărcăm medium logurile. Și partea respectivă până o să livrăm medium logurile o să fie filmată normal, dar partea până ajungem acolo o să fie filmată pe speed. Ca să nu filmăm chiar o oră, să facem episod de o oră. Oricum aici ne-am mișcat destul de repede din punctul meu de vedere. Acum o să fie o problemă cu coborârea în Cori, cel puțin pentru mine, pentru că am și leu și remorca asta. Care dacă este... așteaptă-mă și te prind eu, te unciuiesc ca să te țin. Da, să văd, dacă văd eu că-s probleme, da, o să opresc. Aștept. Cu tot că nu prea cred. Deci, nemernicul ăsta nu ia stânga mult, mă, trebuie să faci, ca să fac stânga acum în stradă. În strada a făcut manevră de întoarcere. Deci e criminal. Hai, băi, să vedem ce prin baltă pe aici, în dreapta? Nu. Pe drumul cel mai safe, practic. Ca să am și coborârea safe, doar că problema e, cred că am intrat într-un ea. Nu zic că e din asta pe aici. E din ăla, mă, băgam iaș. E rădăcină, mă. Vrei să vin acolo să te tragi? Nu, că mă trag, problema e că... Sper să nu fie și pe partea asta, că dacă e și pe partea asta mi-a dat în cap rău. Hai că nu e aici. Ba da, e și aici. Unde e, mă, aici? Unde e, mă, aici, mă, că nu-l văd. Înțeleg în ce a rămas blocat. Deci eu nu înțeleg în ce a rămas blocat și n-am uinci. Vin? Da, trebuie să vii. Ca să nu mă chinui eu așa mult, trebuie să ieșim undeva în fața mea probabil, că dacă mă trag eu așa... Ia să văd, merge. Nu, mă răstoarnă remorca. Aoleu, dar unde e? Că eu nu văd în ce rămâne asta blocat. Ori cu botul, ori nu-mi dau seama unde rămâne asta blocat. Dacă eu o luasem spre... Că mă las în coel. Ia, stai că am fentat, cred că. A, gata, l-am văzut, mă, unde e. A, cu aera tu zgâtul tău. Ai reușit? Dacă nu răstor remorca, da, am reușit. Deci ori răstor remorca, ori reușesc, e una din două aici. Nu prea reușesc, că nu pot să trag remorca, ia. Bă, dar ce scârbă, mă, fii atent unde au pus ăștia, mă, cioata asta, băga mi-aș. E pusă bine cât să nu ești. E pusă la perfecție ca să te încurce, deci e perfect pusă. E foarte greu să încadrezi o remorca acum. Uite, mi-am blocat și camionul. Băieți, o să revenim, că fac episodul Muntrealun după ce scot ăsta de aici. Băieți, am revenit, am decuplat și am luat-o pe partea cealaltă, practic. Adică m-am mișcat 2 metri mai la stânga, 2 metri mai la dreapta. N-a durat mai mult de 1 minut. Dar... hai să vedem aici cum reușim să trecem, că e problemă mare. Mai și plouă. Vecinii cred că au căzut din pat, nu știu ce s-a auzit pe sus. Mamă, dar ce dificil e aici pentru remorcuța mea. Hai că am reușit. Tu pe unde ești? Veneam spre tine, acum trebuie să iar mă întorc, plec. Te-o la vale. Coboră tot pe aici, veneam coborât eu. În spatele meu. Dacă am coborât eu cu remorca, tu cu aia te distrezi doar. Da, da, știi, eu trebuie să mai și pot să am manevră de întoarcere. Întoarce prost. Dar nu prea, că vii drept acolo pe unde am coborât eu. Vii drept, n-ai ce să întorci acolo. Nu ai problemă, adică e cu siguranță. Ia stai să văd pe unde ești. A, ești pe partea asta, ai venit. Păi mai greu aici de întors, spre exemplu, decât acolo. Ușor. Aici e problemă puțin. Trebuie să coborâm foarte ușor și să avem grijă la remorca aia, care e problemă mare, remorca. Dar până la urmă am reușit, băieți, să ajungem și în Corii cu acest prim transport. Mă rog, în Corii noi nu o să mai venim. O să mergem spre partea cealaltă, o să vă arăt imediat. Totul este bine când se termină cu bine, practic, mă, băieți. Are loc să ajungă și Florin, uite, de asta ziceam că partea cealaltă intrai drept, știi? Acolo e puțin problematic. Băieți, în continuare noi o să ne ocupăm, asta o să fie terminat acum cu transportul lui Florin, o să ne ocupăm de acest The Bigger Boat, o să trebuiască să ajungem aici, la acest log station, nu o să mai luăm de acolo de sus, o să luăm de aici și o să-l ducem la ship wreck aici, la port, la partea de port, între ghilimele ce o fi aici. O să fie tot la fel un drum mai dificil, băieți, o porțiune cu o mlaștină foarte, foarte deep, să zic așa. Nu uitați, băieți, de... Băieți, am revenit. Cei care ați văzut asta și v-ați uitat pe fast forward, ați văzut ce s-a întâmplat. Din păcate de aici n-am putut să luăm decât o remorcă și a trebuit să ne întoarcem acolo. Partea de aici până la celălalt workstation n-am mai filmat-o pentru că era plictisitoare să refac același drum. A adus Florin cisterna și ne-am alimentat. Ca să fim fuel amândoi. Am făcut și traseul între timp până la shipwreck acolo. Sperăm, adică cu siguranță o să fie ceva probleme pentru că drumul este destul de anevoios, dar sperăm să nu avem probleme gen răsturnat, mega blocat și așa mai departe. Din păcate a fost problema asta cu lemnele aici. Am redresat-o, dar ne-a cam mâncat vreo 10 minuțele. Plouă, plouă, nu se oprește ploaia aici orice-i face, nu, poți să treacă o săptămână, o lună, două, că aici tot plouă. Poți să derulezi eu zilele. Dacă ai probleme cu reumatismul, da, nu veni aici. Da, când am zis că iese soarele, iar a început ploaia. Avem grijă la remorca aia în principiu, nu la camion. Camionul merge, nu e problemă, remorca trebuie să avem foarte mare grijă. Și aici am ajuns în prima zonă crepusculară, cum s-ar spune. Așadar, hai să ne folosim de tot ce se poate folosi. Și ca să nu facem altceva, facem din prima așa. Să trecem noi mai greu pe aici, dar cu siguranță o să trecem până la urmă, nu e asta o problemă. Împinge și Florin. El are animala aia de camion, asta pe aici cred că n-are nicio problemă. Da, nu, trec. Dacă vrei trec în față să te trag. O, știu cum vrei. De mers bine, merge problem... și asta, nu e, nu mă blochez. Singura problema asta e că nu încape până între copaci. Aha. Și acum ce faci, întorci? Dau puțin mai pe lateral. Deci nu cap. E lat? Da. Merge și asta care are multe axe, aia e faza la el. Mergi, dacă mergi puțin mai greu, dar mergi, adică nu prea rămâi blocat din câte am observat eu. Chiar își face treaba. O să mai fie o zonă rămoloasă, băieți, acum spre final. Hai, nu. Dar mergem așa ușurel și n-ar trebui să avem probleme, sincer. Misiuni frumoase astea două cu lemnele, chiar mi-au plăcut. Pe drumuri accidentate, te pune puțin așa în gardă, să zic, nu poți să stai relaxat pentru că s-ar putea să o pățești. Eu sincer acolo cu lemnele n-am văzut, o să mă uit pe filmare, că eu am verificat înainte și mie nu mi-a apărut că scrie 3, că scrie 6, că dacă am omis chestia asta înseamnă că dormeam. Eu am văzut doar că scrie medium log și atât. N-am văzut să scrie în paranteză ceva. Hai. Suntem foarte aproape, băieți, de aici. Intrăm în linie dreaptă, cum s-ar spune, mai avem fix 100 de metri până la destinație. Ai trecut de camionul ăla? Nu, că eu de-abia acum am trecut de copaci. Aha, ai rămas blocat acolo? Da, am rămas un pic între ei. Când vezi să ai noroc. Aici e o navă din asta răsturnată. Titanicul răsturnat, băieți, aici. Mamă, dar ce neamol e. Fai de viața mea, de să dau cu low, normal, ca să nu mai sape. Ce vorbești, mă? Mă miram eu să fie treaba aici. Hai să ne dăm un winch, că nu... N-are rost să ne chinuim atât de mult, sincer. Acum trec de camion. Al tău ar trebui să treacă pe aici fără mari probleme. Asta da. A meu deja a rămas blocat. Ușor că răstoare morca. Să vedem, merge. Că merge el până la urmă, dar... Greu, tare greu. Să vedem de ce ne mai tragem acum. Ba da, au pus aici de anămol, ce-au zis, să fie din belșug. Că nu cumva să te duci, Iulea. Da. Deci au pus aici de anămol, dacă nici cu una. Container de acolo să vezi distracții. 5 axe, deci cu 5 axe și eu nu pot să ies de aici. Tu îți dai seama ce înseamnă asta cu 5 axe să nu poți să ieși? Hai că mă apropii și te împingi. Oh, că am ieșit până la urmă târâși grăbiși cu ăsta, dar... E... Uite că mai avem aici un din ăsta de... Refuel, un scout mic. Refuel, da. Prinde bine, prinde bine și ăsta. Oh, pe când nimic. Normal, că aici, mai ales în zona asta... Mă rog, noi avem și încărcătură, cel puțin eu cu două remorci din astea pline, înțeleg și eu o să tragă greu, dar... Ia să vedem, acum trage mai ușor fără astea? Nu prea e diferență, deci mai zice. Eu merg pe burtă în noroi, ca să știi. Asta rămâne blocat și așa, mă, e mare chestie. E pe burtă, mă, de asta fac și eu ca tine, uite cum scurmă. Eu tot nămolul cu botul eu acum. Doamne ferește, auzi. Înțeleg că ți-ai luat buldozer? Da, uite cum am arat aici. Cam puțin bani pentru misiunea asta, sincer. Cer să o întorc, băieții, cât. Anevoioasă, așa, da, adică nu a fost chiar ușurică. Mai ales dacă o faci singur și trebuie să revii, e ceva de muncă. Băieții, o să încerc să trag camionul ăsta cât de cât aici, pentru că camionul lui Florin o să dispară oricând după ce iese el. Cât de cât să-l trag aici mai pe margine, să fie lăsat, să avem noi loc cu alte mașini, alte camioane. Noi mulțumim lui Florin pentru ajutor. Și altă dată cu plăcere. Și data viitoare, băieți, nu știu sincer cu ce misiune o să ne vedem. Florin probabil o să mai vină la noi cât de curând, pentru că mai avem de făcut această misiune pe zimne în Gorski. Este vorba de test fly, în care trebuie să transportăm 3 long logs-uri. Probabil o să fac un transport sau chiar 2, Florin 1, și probabil să ocupe de o misiune secundară sau invers, Florin 2 și o misiune secundară și cu un transport. Mă mai gândesc să vedem care e treaba și cum e traseul, dacă e interesant. Băieți, nu uitați de like, a fost un episod mai lunguț, ne vedem la viitoare, pa, pa!